Sărbătorile pascale sunt un prilej de mese îmbelșugate, așa că mulți români cumpără ca să arunce. Specialiștii trag și un semnal de alarmă și ne îndeamnă să ne gândim mai bine înainte să umplem coșurile de cumpărături. În fiecare zi de sărbătoare, cantitatea de mâncare care merge la gunoi este mai mare decât într-o zi obișnuită. Studiile arată că un sfert din ce gătim în această perioadă este aruncat. Sociologii pun acest fenomen pe seama anilor de comunism, atunci când rafturile magazinelor erau goale. Risipa alimentară ne afectează nu doar bugetul, ci și mediul în care trăim. Tot ce trebuie să facem este să cumpărăm atât cât ne trebuie și să gătim pentru câte persoane avem invitate la masă. Să știți că se face risipă multă. Nu se mănâncă și după aia se dă la găini, la porci. Deci eu credeți că se întâmplă? Păi luăm prea mult. Facem prea mult risipă. Se risipește multă. Facem cât trebuie, strict necesar, dar alte ori se mai întâmplă să facem și mai mult cât de cât. Acum trebuie să ne cumpătăm. Așa trebuie. Ați ales să gătiți mai puțin anul acesta. Cât de cât acceptabil, nici că puțin, nici că cât trebuie necesar. Dar se întâmplă la dumneavoastră în casă să faceți risipă alimentară, să ajungă mâncarea la gunoi? Câteodată, noi suntem la țară, mai dăm la animale, la păsări, nu e ca să aruncăm la gunoi. Pregătesc de Paște atât că știu că trebuie familiei mele, nu are rost să facem risipă. Și la prețurile de acum chiar nu se merită. Deci suficient atât cât să mănânce 3 persoane. Fiecare hotărăște, dar mi se pare risipa o prostie. În medie, în România, o persoană aruncă la gunoi 10 kg de alimente pe lună. Țara noastră este pe locul 8 în Uniunea Europeană la risipa alimentelor. O bună organizare, făcută încă de acasă, te va ajuta să cumperi exact cantitatea de ingrediente de care ai nevoie pentru masa de sărbători. Dacă știi că ai 5 invitații la masă, nu are rost să cumperi ingrediente cât pentru 10. Pâinea este unul dintre alimentele care ajung cel mai des la gunoi. Dacă ți-au rămas la masă câteva felii de pâine, le poți pune într-o pungă în congelator sau le poți transforma în pesmet.